Două găși de adolescenți s-au luat la bătaie pe o stradă din sectorul 4 al capitalei, chiar în noaptea de Revelion. Deși în imagini se vede cum o parte dintre ei s-au speriat și au fugit, nimeni nu a depus plângere. Însă după apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat pentru a afla de la ce a pornit conflictul. Bătaia a început imediat după focul de artificii. În spatele unor blocuri din sectorul 4 al capitalei, aproximativ 10 tineri s-au luat la bătaie. Motivul este încă necunoscut, mai ales că nu au fost depuse plângeri în urma altercației. Chiar dacă după bătaie nimeni nu a depus plângere la poliție, în urma apariției imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au început verificările pentru a stabili cu exactitate care au fost motivele care au dus la începerea acestui conflict. După ce și-au împărțit pumni și picioare timp de aproximativ 2 minute, una dintre găștile de adolescențe a fugit. Nu se știe concret ce i-a speriat, însă în filmări se aud zeci de amenințări.